Suntem Liviu Alexa și Răzvan Dragoș, teroriștii mediatici ai României, care vă detonează în fiecare zi o bombă morală. Liviu, povesteam zilele trecute despre cum peneliștii fac scut în jurul plagiatorului Bode. Ei bine, iată că și medicii fac scut în jurul șpăgarilor. 96 de medici de la, care lucrează la Spitalul Județean de Urgență Suceava au semnat un memoriu de susținere a medicului Anca Dumitrovici Abaneh, acuzată că a primit mită de la 62 de pacienți într-o lună, inclusiv că a luat șpagă de două ori de la un pacient care avea două forme de cancer. Ei susțin că eventualele daruri din partea pacienților, dacă într-adevăr acestea există, ar putea reprezenta doar un mic gest de recunoștință din partea acestora, luând în considerare efortul și seriozitatea depuse în salvarea vieților. Nu credem că poate fi vorba de luare de mită sau primire de foloase necuvenite. Ei bine, instanța de apel le-a dat cu flit și le-a spus așa: o astfel de opinie este contrară legii penale, astfel încât orice pacient care oferă bani sau cadouri medicilor din sistemul medical de stat în legătură cu asistența medicală primită se expun pe ei înșiși răspunderii penale pentru infracțiunea de dare de mită. În mod similar, medicii din sistemul public de stat care primesc de la pacienți bani sau cadouri ca o recompensă pentru asistența medicală acordată pacienților expun răspunderii penale pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Ei bine, Liviu, dacă la nivel internațional avem organizația umanitară independentă Medici Fără Frontiere, se pare că în România avem organizația Medici Fără Rușine. Foarte importantă, foarte importantă nuanța în cazul ăsta, pentru că sunt multe situații în care pacientul insistă să dea, da? Băi, spui de 100 de ori tu ca doctor, bă, lasă-mă în pace. Nu, domnule, să vă rog eu, așa se simte el mai bine. Există o relație de iubire a mituitorului cu mita. Mituitorul, care are în spate niște traume sociale cu doctorul care n-a vrut să-l opereze sau la care n-a ajuns, crede că dacă dă, și dacă doctorul nu vrea să ia, bă, e mai bine. O să fie mai, adică o să-l vadă mai bine cu alți ochi doctorul, da? Bine, țara dar asta în cazul încă ăsta, țara asta încă e tributară vremurilor în care se mergea cu pachetul, noastre, cu pachetul de Kent. Pachetul de Kent. Omicile noastre, exact, la fel. O să-i duc o cafea. O să-i duc un... da? Momicile noastre. Dar în cazul ăsta, mod specific, acea doctoriță lipsită de bun simț, da? Cerea șpagă. Da? Ea solicita șpagă. De orice fel nu conta pentru ea. Și asta o face în ochii mei o lepră profesională, dacă pot să spun așa. Aia cu două forme de cancer, două șpăgi pentru două cu forme de cancer. Dom'le, dacă avea șase forme de cancer, trebuie să dea șase șpăgi. Faptul că într-un spital din județul baronului Flutur, da? Gheorghe Flutur este baronul județului Suceava. Baronaș, zice lumea de PSD, dar asta este primul. Îl mai ții minte pe Rareș Bogdan în campanie, înainte de pandemie și spunea: mergeți să vedeți ce a făcut Flutur la Suceava, ce spitale are. Mergeți să vedeți. Îl țin bine, foarte bine pe Rareș Bogdan când spunea: mergeți, exemplu. Zi. Tu mai ții minte când Gheorghe Flutur s-a băgat la spital mai repede când era depistat pozitiv, da? Și și-a făcut rost de loc mai repede. Practic a făcut-o tăriceană, nu? A făcut-o tăriceană, da. Este absolut îngrozitor să vezi că medicii, personal medical din acel spital, da, susțin printr-o declarație comună, bă, incorporare. 100 de medici, vorbim de 100 de medici, nu doi, trei. O susțin pe șpăgara aia nesimțită. Dar ce să ne mai mirăm despre țara asta care este cu fundul în sus, când la Baia Mare există un primar, Cătălin Cherecheș, care este pârnă cu dosare penale, arestat preventiv, etc. Cred că e caz unic în lume, un primar ales în timp ce era în pârnaie.
Aia e... Da. Nu cred că, deci nu cred că ne bate nimeni asta. Ne mirăm noi de toate lucrurile astea când știm prea bine cum gândește acest poporaș frumos și care nu-și uită valorile în ghilimele. Dacă mâine vine să candideze Evanghelie, crede-mă că s-ar putea să gândească că intre pe oamenii. Oamenilor le dor de Ceaușescu. Nu-i destul că aveau pumnul în gură, că mâncau, măcar țineau dietă, știi? Uite, păi ce Evanghelie, dar n-a fost reales Piedone după, corect, după colectiv. Deci nu mă miră sub nicio formă lucrurile astea. Mi se par absolut triste și eu i-aș reține și pe ea o zi numai. I-aș băga la purnaie, așa, la beciu domnesc. Pe domnii medici? Da, exact, pentru o vină, cum să spun, complicitate morală, i-aș spune, eu aș inventa infracțiunea asta, sigur că sună abuziv, dar nu m-aș mai putea uita, dacă aș avea o soție doctor sau soț doctor, nu m-aș putea uita în ochiile a doua zi. Asta, unul și ca pacient, ca pacient din Suceava, când ai așa cadre medicale care... putem spune că își susțin tradițiile, nu? Că cum te duci, cum într-un te duci județ în care, duci în spitalul ăla? Județ în care baronul Flutur conduce cum vrea el, într-un județ în care mâna dreaptă a lui Flutur a fost reținută pentru mită de 40.000 de euro sau când a evaluat, ca să condiționeze niște contracte de investiții, de drumuri publice, nu avem ce să discutăm. Dar domnul Flutur e bine, mersi. Foarte bine. Domnul Flutur, e bine, mersi. Chiar mi se pare că a intrat așa într-un cont de umbră, că nu prea mai auzi chestii despre domnul Flutur. Fraiere, adevărații șmecheri. Da, cum e domnul Flutur, care are experiență, mă, este uns cu una, cu alta, cu un de lemn, cu cremă Nivea, cu... Nu se... după o anumită vârstă. Așa. Nu se mai bagă chiar în față. Se lucrează din spate. Domnul Flutur își pune oameni. Își pune oameni în structură, își pune secretar de stat, își pune ce vrea el, că este lider, bă, lider PNL. Dar cum partidul lui este la putere, este un lider vechi al PNL. Înțelegi? Ce contează că fraierii de vechi liberal practic au fost hăpăiți hapa de pedeliști? Ce contează că liderii liberali sunt Boc, Flutur, mai era Falcă, dar toți din neamul lui Băsescu, neamul politic. Și că astăzi vechii liberali nu mai au cuvânt în partid. N-are nicio problemă. Când dar tu crezi că mai știe poporul ăsta de PDL când avem acum anus contra naturii PSD-PNL? Mai știe cineva ce a fost PDL-ul? Când văd pe Flutur cu săgeata liberală și vorbi despre Brătianu, pe cuvântul meu, bă, mie crapă obrazul de rușină. Vă zic, deci nu se poate. Deci eu cred că dacă am putea să montăm un dinam la mormântul lui Brătianu și să la ce viteză se învârte, cred că am produce curent să ajungă. Mormântul. Da, exact. La ce viteză se răsucește. Liderii liberali care ocupau un fund pe infractoarea Elena Udrea, ăla unul făcea oi, semne cu oi, litere cu oi pentru Elena, înțelegi? Ca vechi indieni. Pentru Elena Udrea, când venea ea de la Ministerul Turismului la Flutur, zicea, uite ce județ turistic avem. Și ăsta la altă, domnul Boc, care mergea și dădea pixuri în piața de la Negrene, acolo unde se mâncă mici și bere, și zicea, o susțin pe Elena Udrea. Eram în anul, luna și ziua în care candida Iohannis și avea nevoie de tot suportul pentru primul lui mandat la Cotroceni. Lumea era în stradă, vrea altceva. Și în ciuda acestui fapt, Emil Boc nu l-a susținut pe Iohannis, poate puțin își mai aduc aminte, și a zis, Elena Udrea este o fată extraordinară, cu potențial politic, transparentă, curată, eu o susțin pe ea. După ce Iohannis a ieșit, cine s-a făcut mare liberal dintr-o dată și susținător al lui Iohannis? Domnul Boc. Chiar vă rog să citiți editorialul lui Liviu de pe Strict Secret despre domnul Boc. Cred că este cea mai corectă radiografie a acestui personal și cu personalități multiple, cum l-a numit Liviu. Mergem lumea la... Lumea nu vede din București, scuză-mă. Sau din Răgat sau din Moldova, nu vede pe Boc cu ochii noștri și nu vede Clujul.
Păi nu, că lumea vine de două ori la Cluj, de trei ori la Cluj, la TIF, la Antol și la Electric Castle și zic, vai de mine, ce frumos e la Cluj, m-aș muta aici. Hai frate, da. stai o lună la Cluj, să vezi de fapt ce trăim noi zilnic, că e frumos așa la festival, dar după ce plecați voi de la Cluj, noi rămânem aici cu domnul Boc și cu administrația lui de cumetrie. Da, și asta demonstra un articolul meu de pe Strict Secret, că omul ăsta, cam paraziții, știi, am două personalități și o dezvolt pe a treia. Are 100 de personalități, este sportiv, este susținător echipei, dar de fapt în spate stau multe alte realități. Este un om cinic, este un promițător de profesie care nu are realizări prea multe în realitate, nu are realizări. Este un om cinic, nu mai dă audiențe, da? Oamenilor, refuză să facă conferințe de presă, vorbește urât cu presa, cu oamenii. Bine, unii ar putea spune că cinismul și promisiunile deșarte sunt în arsenalul oricărui politician. De ce nu-i și cazul domnului Boc, ar putea spune unii? Ți-am spus, domnul Boc, că este posesorul unor calități excepționale de magician. Ele la început erau interesante prin anul 2004, când lumea venea după perioada Funar și din întunericul epocii Funar, cu PRM, mai țin minte, cu băncuțe tricolore, cu teoria că ungurii vir să ne mănânce Ardealul, să ne fure Clujul. Dar oamenilor le trebuie și niște realizări. Ori Emil Boc în realitate nu are aceste realizări. Și scuză-mă, la cât de închis a fost orașul ăsta în timpul lui Gheorghe Funar, eu cred că și dacă puneam un sac de cartofi la primărie, trebuia doar să dea drumul la niște... are și el meritele lui. Dar să vii după o lungă perioadă în care Clujul a fost ca un arici, nu se putea investi nimic, nu se putea face nimic în orașul ăsta, să vii să dai drumul la niște investiții, ok. Știi cum e, Răzvan? Sunt prea mulți bani în Cluj și prea puțin analizări și oamenii încep să aibă pretenții. Orașul s-a schimbat semnificativ în ultimii 15 ani. O inserție enormă de tineri. Pe tineri ăștia nu mai prostești ca pe bătrânii votanța lui Boc. Ăștia au gânduri, au vise, au întrebări, se revoltă, au pretenții. Și din punctul ăsta de vedere, Emil Boc a pierdut un pas de comunicare cu comunitatea efectiv. Nu e posibil. Pot să-ți dau un exemplu relevant, cam cum e Cluj acum. E ca și cum tu ai ști, tu te uiți pe cablu la televiziune, da? Dar știi că mai este și Netflix, dar ție nu ți se dă. Dar știi că e fain. Da? Cam așa văd eu problema. Da. Un pic mai la sud de Cluj-Napoca, aflăm că Victor Pițurcă a fost eliberat și plasat sub control judiciar. Acesta a declarat la ieșirea din arest. O să aflați curând despre ce e vorba. Eu nu am nicio treabă cu această afacere. De asemenea, și Alexandru Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă, va fi cercetat în libertate. Sub control judiciar este cercetat și directorul general al RomArm, Gabriel Țuțu. Reamintesc că cei trei sunt acuzați că au încheiat două contracte de furnizare a unor utilaje de producție a măștilor de protecție care s-au dovedit nefuncționale și prin care au prejudiciat astfel compania cu peste 8,6 milioane de lei. Apoi, procurorii anticorupție mai susțin că Țuțu ar fi înlesnit acelorași firme încheierea unor contracte de livrare a măștilor de protecție către Ministerul Apărării, obținând 50.000 de lei sub forma unei taxe de consultanță încasată de un prieten care însă n-a avut nicio contribuție. Vai, câte am de spus despre asta. Te rog, că sunt foarte, foarte curios. Pițurcă a fost reținut duminică seara. Interesant momentul reținerii. Așa îmi plac astea la procurorii români, pe bune. Te reține duminică seara, adică bă, hai luni la servici. Păi da, duminică seara lumea acasă se uită, își mănâncă cina. E o modalitate din asta de 2 bani de a pune presiune ca pe vremea lui Căveși, știi? Te presează, te ia din pat, îți schimbă feng shui-ul psihologic, intră dimineața la 5 cu mascații. Păi bă, nene,
De pot intra și la 8, sunând la ușă, vă deschideți, dacă văd că se tergizează mai mult de 40 de secunde, sparg ușa. Dar nu înțeleg pazele astea, hai duminică cred că, bun. Cred că la doamna Căvișii este responsabilă pentru lansarea conceptului de justiție TV. Adică na, normal. Să vedem, s-a să vedem că justiție duce... TV și în America de Sud și dar nu, eu credeam că suntem deasupra. Faptul că judecătorii ieri, când au fost duși la instanță, Pițurcă senior, Pițurcă junior și ăsta Țuțu, Puțu, de la, scuzați expresia, de la Roman, da? N-au primit arest preventiv, da? Mă face să cred că dosarul este foarte slăbuț. Au primit control judicial. Uite, în cazul Bădălău, i-au dat curent. În cazul fraților tăi, i-au dat curent. Bă, aici discutăm de Romarma, firma statului, firmă de interes de siguranță națională, deci interes național, firmă super șmecheră, așa, cu statut special. Nu prea, adică din câte ne dăm seama, au niște discuții pe WhatsApp, ok, și vorba lui Sorina Matei, Sorina Matei, scuze, că ea, jurnalista de investigații, face mișto pe Facebook. Ce o să facem? Chemăm WhatsApp-ul ca martor? Chemăm releu, că ei au vorbit pe WhatsApp, niște aberații, puteau să vorbească orice. Mai departe. Totuși, este tare grav, în ciuda faptului că dosarul pare tare subțire. Și că acum am dai tu mie pe la presă iarăși niște scurgeri din astea mediatice, să văd eu cum vorbeau, nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce. Bun. Dacă era ceva tare, judecătorul îi reținea și le dădea 29 de zile scurtean. E bine, și te întreb eu, că tot vorbeam de procurori și în alte emisiuni. Dacă n-ai un dosar beton, de ce faci paradă cu Victor Pițurcă pe la televizor, prin presă? De aia că poate mi-a zis cineva că trebuie să fac paradă și la ordin. De aia că poate sunt un... Mai sunt și alte variante. De aia că poate sunt un procuror slab pregătit, dar puțin, cum să zic, puțin îngânfat și dornic să mă remarc, că s-au văzut și din astea. Să știi că sunt foarte mulți magistrați totuși slab pregătiți. Poate mai mult se vede dinspre partea procurorilor, carte mai multă s-ar cere la judecători, care nu prea, să zicem că greșesc mai puțin. Bă, jobul tău este de acuzare, ești omul acuzării. Ai toate resursele, mă, față de un papagal ca mine. Eu sunt jurnalist de investigații, n-am acces la conturi bancare, n-am acces să nu pot să te filezi, nu pot să-ți verific corespondența electronică, n-am mandat să intru cu bocanci în viața ta. Bă, tu ai toate armele astea. Poți să interceptezi o grămadă de persoane în jurul lui, habar n-am ce poți să faci. Multe lucruri, cu siguranță. Să-i verifici conturile în străinătate, bla bla bla. Uite, să intre pe WhatsApp să-l verifice. Bă, și de ce nu găsești tu cu procuror niște dovezi concludente? De ce nu te duci și zici, bă, gata, asta e. Uite, la Nea Nae a fost mita. A spus, l-a fost prins cu mită, primarul, au fost interceptări de natură să ne dea de înțeles că erau înțelegeri. Aici aia mita aia de 50.000, încă nu știm ce-i cu ea. Pițurcă, sau dinspre Pițurcă, vin informații cum că el și-ar fi împrumutat fiul. Și totuși peste toate astea, pun și eu două întrebări de handicapat, deja nu mai este handicapat. Bă, la Romarm, instituție de interes național, de siguranță, nu te atingi, care statut special. Bă, chiar așa ușor ajunge orice trichi-flichi, orice Pițurcă junior. Bă, să ajungi să faci afaceri cu statul și cu statul în firmele sale speciale. Bă, chiar așa ușor. Un, doi, ne apropiem de o instituție strategică? Se pare că da. Și mi se pare incredibil cum niște personaje din astea, gen familia Pițurcă, ok, fi însemnat și Victor Pițurcă ceva pentru fotbalul românesc. Dar, bă, uite-te că din tot rahatul ăsta de fotbal pe care îl avem, România n-a scos fotbaliști de legendă, pe lângă generația de aur sau antrenori de legendă, pe lângă, în afară de Mircea Lucescu. Bă, dar uite că fotbalul românesc scoate mici
Infractori. Bine, încă n-avem... Mici, mari. A scos la infractori mari la viața lui. Nu putem să... Până n-avem poate un minus, să zicem, pozitiv, ar fi, pe care l-aș scădea de pe lista de infractori, ar fi Gică Popescu, înțelegi? Pentru care... sau despre care eu știu sigur că s-au făcut măgării, reținerea lui și arestarea lui și închiderea lui a fost un act de răzbunare, de nesimțire a securității și asta e. Avem un Mircea Sandu. Mai este ceva. Ăștia copiii, din copiii de părinți din generația de aur sau antrenorilor exponențial și bogați, copiii de bogați, beizadelele, cum le zice presa, ei, dragii de ei, cum n-au job, n-au școală prea multă, mulți dintre ei, 90%, chiar vreau să generalizez, ei cum stau prin cafenele, cum una să ai Maserati, băi Răzvane, una să ai o gagică cu sân siliconat, bă, dar dacă nu faci o combinație, mă? Băi, aia e tare, bă, să faci o combinație. Băi, da, mă, dar faci o combinație cu băiețașii, dar nu când faci combinație cu statul, atunci, bă, începe să mă nervez, știi? Atunci încep să mă nervez. Tare, bă, lasă tu, fraiere. Bă, tu, Victor Pițurcă, nu, Alexandru Pițurcă. Răzvane, bă, tu, Alexandru Pițurcă, acolo pe dorobanți combinații, da? Când faci combinații cu statul pârdici, român. De-aia e jurnalist pârdit și n-ai Maserati. Bă, da, de-aia vin... Să faci cu statul combinațiile. Te duci, vorbești cu ăla cu, da, de la cafenea pe dorobă, băi, eu fac cafea. Și ei și știu cum s-a gândit săracul Piții Junior, dragostea. Băi, în pandemie, atunci se fac deal-urile mari. Când nu-i lumea atentă, când lumea are nevoie. Da? S-a gândit el, absolventul de MBA de la London Economics, adică zero. Da? Băi, și care era combinația? Noi dăm, ne trebuie și bani de la alții, că era rupt în fund, n-avea ce să pună pe masă, mai cer și la ticuri nu știu ce bani, ca să intru să vând niște mărci neconforme. Asta era combinația. Bă, în capul lui se putea gândi la orice, bă, Răzvan, și să vândă ouă de struț la armată sau la Romar. Mi se rupe în cot. Dar faptul că șeful Romar stă și vorbește cu pinguin din ăștia, asta mi se pare șocant. Bă, și încă o dată se adevărește, nu știu, deci, bă, nu există om pe bune, deci să nu vină nimeni cu mâna pe Biblie, cu ce vor ei că li se arde, le arde. Bă, nu există om care să ajungă în funcții din astea, în consiliu, să nu fie pe combinație, să nu fure ceva cu mantă, printr-o licitație, pe consultanță, cu bunica, cu nepoata, cu sponsorizare, cu... era să zic ceva. Bă, nu există! Că nu poți să-mi spui că stau aia pe 2000 de lei, pe 6000 de euro. Da, sigur. Nu le ajunge nici 6000 de euro, da? Ei vor să fure mai mult. De la ASF, de la BNR, de la... Am acum o licitație trucată, o să scriu în curând despre o instituție, entitate de stat, de care nici dracu nu știe tot timpul, că românii cred că există numai parlament și guvern. Bă, să vezi acolo. Deci te duci, te pun... Unde te pun? La Cernavod, de la Transgaz. Trebuie să fur ceva. Trebuie să fur pentru partid și după aceea trebuie să fur și pentru tine, bă, că nu ești prost, bă, odată în viață ajungi acolo. Unii de mai multe ori, ca neaflutul. Ești ca să înțeleg, că mie îmi place să înțeleg lucruri. După 2 ani în care nu s-a făcut nimic, nu s-a investigat nimic pe toate mișmașurile și toate șmenurile care s-au făcut în pandemie, apare acum acest dosar, din câte se pare slab, care avem o vedetă, avem Victor Pițurcă. Deci crezi că au făcut procurorii chestia asta, că era nevoie cumva să ieșim cu ceva, că uitați, lucrăm la ce s-a făcut în pandemie, adică aveau nevoie de un nume mare, ca Victor Pițurcă, pe care să ne-l pună în față, uitați, fraților, lucrăm la pandemie. Că eu asta chiar înțeleg. Chiar cred că este așa, pentru că noi vorbim între noi ziariștii că s-a dat drumul iarăși. Sunt mai multe Felipe care lucrează DNA. Acum lucrează pe secțiunea VIP, da? DNA VIP. Avem, băi, avem pe Bădălău, avem pe Pițurcă, știi? Dar noi trebuie totuși să ne întrebăm, suntem în 2023, am intrat, în 2022 n-am avut pandemie, am avut 2 ani, 19 și 20. Bă, oare Piții ăsta junior cu bănuții lui de rahat
Este chiar singurul care a furat în pandemie? Alții n-or mai fi. Că eu mi-aduc aminte, de exemplu, nu mai știu, de compania care, Alucătălin Botezatu, care da, a câștigat... Poate domnul Botezat a lucrat foarte curat. Da, dar noi ne să știm. Poate domnul Botezatu... La acel moment, Vigo Fashion, da, care era producător de costume a domnului Botezatu, cu mai multe într-o asociere, au câștigat, l-a dus contracte de 183 de milioane de lei. Au împușcat 40 și ceva de milioane de dolari ca să vândă combinezoane. Tu îți dai seama, mă, băi, eu mi-mi și închipui pe Botezatu, este că... Bă, da, erau pe... combinezoane Botezatu, că asta m-ar interesa, da, știi, niște combinezoane o fane. Zic, cum o să zic el peste ani, băi, ca ea din război, noi făceam aici, nu știu ce făceam, oale și tigăi. Și dintr-o dată am ajutat Germania sau Franța și am făcut gloanță. Cum, cum a făcut domnul Hugo Boss pentru naziști. Exact. Și eu, în schimb, am lăsat jos totul și să-mi ajut țara. Am făcut combinezoane marca Cătălin Botezat, sunteți proști la cap. Bă, cum ajung? Bun. Deci asta zic. Cine a mai ciordit? Că nu cred că Piții Junior este singur. Păi nu este, dar mi se pare că era nevoie, că dacă ne scoteau procurorii acum un nou name, uitați, băiatul ăsta a făcut niște, niște nasoale în pandemie, nu se inflama opinia publică, da? Ni l-au arătat pe Victor Pițurcă. Asta e. Deci, cumva, apropo de Justiție TV, asta mi se pare procuror de tabloid, știi? Am adus numele. Uitați, Victor Pițurcă, care e bănuit de mișmașuri, că asta e... La acea vreme, dacă ții minte, era chestia cu instituția care se numea ONAC, Oficiul Național de Achiziții Centralizate. Știi? Da, da, da. Aia făcea Nea Botezatu, lua din China viziere cu 0,5 dolari și le vindea la stat cu 3,12. Deci profit era de 600%. Asta spune multe și despre statul cretin, care nu era pregătit, deși erau toate semnele, da? Toate semnele că o să avem o criză cu COVID, cu nu știu ce. Statul român lucra în mai, în aprilie, mai cu Cătălin Botezatu. Zero acces la piețe ca să luăm și noi să avem. Totuși există, există un oficiu național al rezervelor statului, nene, care ar trebui să se preocupe de asta. În fine, ce subiecte mai avem? Păi nu, că știi că e problema, Liviule, că bani sunt. Bani sunt, că doar ne împrumutăm, Liviu. Guvernul a împrumutat luni de pe piețele financiare internaționale 2 miliarde de euro, după ce în prima săptămână a anului a mai atras de la investitori străini alte 4 miliarde de dolari. Premiera celor două ieșiri pe piețele străine a fost dublată și de o premieră locală. Statul a împrumutat în ianuarie de la investitori locali suma record de 26,2 miliarde de lei. Prin urmare, statul a împrumutat în prima lună, deci așa bine am început noi anul, anului echivalentul la 55 de miliarde de lei. Bă, ești nebun, asta înseamnă 11 miliarde de euro, ești nebun la cap. Într-o lună, ianuarie, deci de-abia am trezit din mahmurala de după Revelion și puf, deja eram datori. Lasă că plătește românul, plătim ca la maneliști. 11, aproximativ 0,3% din PIB, dintr-o bucată. Da. Ma mai mult. Deci Mi se pare incredibil, repet, noi ar trebui să ne întrebăm cum am trăit noi, dacă tot discutăm de... Stai mă să văd, că acum sunt chiar curios, percentage calculator. Mă gândesc la 50 de lucruri deodată și... 283. Cum am trăit noi? Da, 3% din PIB am luat, scuze. 3% din... Scuze, mi-e rândădea mie, sunt nebun, nu pot să fac calcule în cap rapide. Deci mai mult decât am de la educație, 2,5% de la educație. Bine, și mai mult decât la armată, că la 4% nu s-a aprobat la armată deocamdată. Cum am trăit noi, mă, Răzvană, în pandemia asta? Cum am scăpat noi în pandemie când se dădeau granturi, se dădeau susțineri, se virau salarii nemuncite... Lumea stătea la grătare în căsuță, asta este ce se face la izolare, dar
România, care n-a produs nimic aproape un an jumate, cu intermitențele pauzelor publicitare de pandemie, cum a trăit? Păi spune-mă, băiatul, a trăit tot pe credite. Ne-am împrumutat de dracu, ne-a luat. Deci consumul din acel an a fost generat de datoriile făcute de statul român, ca să fie liniște la popor, să nu sufere, să nu se tâmpească, să nu iasă afară. Acum suntem datori oricum vânduți, avem, ne-am crescut în ultimii 2 ani jumate, 3 datoria publică, cu mai mult decât am făcut în ultimii 15 ani, în doar 3 ani. Și asta nu vine decât să-mi confirme că este singura strategie a guvernului de sustenabilitate economică, că tot discutam acum o săptămână, că România este una dintre țările care merge cel mai bine din punct de vedere economic. Păi cum să nu mergi, bă, când tu iei bani împrumut și îi pompezi în economie, în salariile bugetarelor, în pensii? Că tu real nu produci banii ăștia și îi rostogolești la nesfârșit dobânzi inimaginabil de mari. Și vii, și vii cu, vii în fața poporului și spui, uitați ce creștere economică avem. Da, creșterea uitați economică bazată pe ce? Da, uitați, Marea Britanie e în recesiune, da? Apropo. Deci dacă și englezii, dacă da, îmi permiți, să recesiune. Englezii nu se împrumută ca niște tâmpiți ca să facă greșelile noastre. Lasă-mă, știi cum e în România? Lasă că nu, lasă-mă că o să plătească aia de... Lasă că o plătesc aia. Destul am lucrat. Destul am lucrat și așa în pensie mică să plătească nepoții. Altă treabă ce au. Exact. Foarte interesant că nuanța pe care mi-ai spus acolo, foarte mulți bani din ăștia luați acum într-o lună cu lopata, sunt bani din local. Nu? Da, da. Deci nu sunt în speță, din piețe externe. Investitor local, suma record de 26,2 miliarde de lei. Cel mai probabil unii sunt din bonduri sau obligațiuni emise de statul român, da, și altele sunt împrumuturi de la bănci. Păi, cum să nu le convină, mă, băncilor locale, când vine un ministru de finanțe disperat și zice, bă, mâine îmi trebuie 3 miliarde de lei. Păi banii aia comportă, că banca zice, oricare ar fi ea, nații, mă, ți semnezi în 2 ore. Banca aia comportă, împrumutul ăla comportă niște dobânzi, da? Inimaginabil de frumoase. Practic, schimbăm 3 hârtii și statul deja îmi datorează bani și dobânzi. Păi eu, ca să fac dobânzile alea ca bancă, cât iau de pe stat, așa, cu herupul, când e statul stresat, păi trebuie să vând 27 de miliarde de credite prima casă, 20 de mii de nu știu de care, 20, să iau, da? Și eu fac banii așa într-o clipită, mă, mâncați aia și mă... Păi, Asta e una dintre principalele business-uri ascunse ale băncilor în România. De-aia vezi tu profiturile astea. Dacă am luat, dacă am avea acces la Ministerul Finanțelor, să vedem efectiv, datele sunt cumva publice, dar nu sunt concatenate, ca să zic așa, nu sunt strânse. Să vedem cât cașcaval s-a plătit la bănci pentru împrumuturile din local luate, ne-am crucit, bă, băiatule. Ei, frățioare, nu te supăra, dar... La așa mi se pare că oricine poate să conducă România. Adică să mă împrumut știu și eu. Știe și Nea Petrică de la atelierul auto. Adică nu-ți trebuie nu știu ce minte briliantă ca să iei împrumuturi. Păi... Așa, toți am putea fi politicieni pe standardul pe care îl vedem. Deci ce trebuie să facem? Trebuie să furăm, trebuie să ne punem amantele în funcții, nepoții, copiii, să-și facă firme ca să căpușeze ministerele unde lucrăm, nu? Să mai facem ciordeli pe așa, să împrumutăm țara că ne doare în cot, să mergem la televizor să vorbim avioane și să le promitem oamenilor ce vor ei, da? Fiindcă oricum nu o să facem. Și când arde zi, când arde fitilul, când se apropie de bombă, mai luăm, în afară de împrumuturi, mai facem o promisiune, mai mărim cu un punct pensia, cu nu știu ce, cu 3 lei la sută, cu salariul mediu pe economie, mai dăm niște vouchere de turism. Și în timp ce ne împrumutăm, ca să nu fim noi atât de atenți la ce face la ce fac guvernanții, românilor li se dau chestii de rumegat, că așa e frumos. Știi? În timp ce românii se mai ceartă pe Facebook, pe ai de mine Olten versus Unguri la fotbal,
trebuie să mestecăm ceva, trebuie să mestecăm ceva, e o chestie nouă. În online a început să circule o declarație de independență a Transilvaniei. Site-ul care promovează ideea secesionistă susține că pe 4 iunie 2023, în cele 16 județe din vestul României, se va declara independența Transilvaniei. De ce 4 iunie? Bineînțeles, este data semnării tratatului de la Trianon. Deci se bagă bățul prin gard, știi? Adică lăsați-ne pe noi să ne împrumutăm, în timp ce voi, uite, o idee secesionistă. Așa, de nicăieri. O idee secesionistă a Transilvaniei. Eu am o vorbă, știi, o tot spun unor prieteni ai mei, nu mai așteptați sfârșitul lumii, s-a terminat de mult. Că tot visăm la sfârșitul lumii, asta cu vin ungurii pe apă Transilvania, trebuie să fim foarte atenți, să nu ne-o am spus. Ungurii e foarte posibil să o ia cu lopățica în buzunare și să fugă cu ea. Sunt foarte mulți băieți din ăștia și fete, cum sunt și dacopații, secesioniștii, care numai așa văd viitorul României, o Românie despărțită, dezbinată. Ăia din sus să se ducă dracului cu tot ce au ei, ăia din Moldova să ne lase în pace pe noi ardelenii deștepți frumoși. Scuză-mă, dar și... așa, da, dar nu pot să mergem la unguri. Să mergem la unguri, să facem, să avem drumuri, să avem tot ce trebuie. Acum, dacă întrebi un ungur în acest moment, cam cum, ce mai face, cum ai viața lui pe acolo, s-ar putea să zică, bă, aș vrea să fiu român. Pentru că s-a schimbat calimera și politicile lui Orban, plus atitudinea lui față de Uniunea Europeană, au adus niște repercusiuni deja sesizabile în buzunărelul ungurului de rând. Scuze-mă, dar nu pot să nu vă legă o legătură între mișcarea asta secesionistă apărută în mediul online și ce s-a întâmplat duminică la meciul dintre Șepși și Craiova. Tu tot zici asta, dar deci, eu nu cred. Da, da, mie mi se pare că prea dintr-o apar așa, știi, e prea bătător la ochi. E prea mie bătător la ochi. Mi se pare că... Dar e foarte posibil să existe niște laboratoare din asta prin SRI care se ocupe cu manipulări și cu deversări de atenție, cum se da, să schimbe macazul. Gata, azi a murit ăla, suntem pe el. Ieri s-a sinucis Mădălina Manole, discutăm despre asta. Mâine totul se schimbă Sorin Câmpeanu. Bă, asta cred că se pune presiune, că pentru Sorin Câmpeanu serviciile i-au pus presiune să-și dea demisia. Dar uite că pentru Ciucă nu. Secesioniști există și vor mai exista în Spania, în Franța, unde vrei tu, în Italia. Tema asta este cu siguranță sunt supravegherea SRI, care cumva, într-un fel sau altul, este nevoită ca instituție să supravegheze genul ăsta de susținători. Eu nu cred că este posibil nici planul, nu știu, Rusiei, nu cred că este posibil nici în viitor să ne unim cu Moldova, da, și să facem o tranzacție. Dar dacă oamenii ăștia preferă, cum preferă și ea să creadă că pământul e plat, preferă să creadă că Transilvania trebuie despărțită de România, cine sunt eu să-mi pierd vremea cu tâmpenile lor? Zic și eu. Uite ce se mai întâmplă în mediul online. Întrebare, dar dacă nu se face, dar dacă nu se face secesiunea la 24, nu știu cât ai zis tu, iunie sau 2, ce facem? Păi ce facem? Așteptăm următoarea eclipsă? Nu știi că odată la câțiva ani se întâmplă sfârșitul lumii, tot așa. Cine știe, poate mai încolo, păi la vară iară se desparte Transilvania de România și tot așa. Dintr-o secesiune în alta, trăim de pe o secesiune pe alta. Na. Uite ce se mai întâmplă în mediul online. Cei de la Press One reclamă un atac concentrat prin publicitate pe Facebook împotriva Emiliei Șercan. În speță, două pagini de Facebook au plătit pentru a amplifica două atacuri succesive la adresa jurnalistei Emilia Șercan și, în paralel, pentru a promova postarea prin care ministrul Lucian Bode, acuzat de plagiat, se disculpa. Primul atac a avut loc între 26 noiembrie și 1 decembrie și
La două zile după ce jurnalista dezvăluia în Press One că ministrul afacerilor interne Lucian Bode a plagiat cel puțin 18,5% din teză. Al doilea atac a avut loc între 11 și 26 ianuarie 2023, după ce Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a confirmat plagiatul pe care jurnalista Emilia Șercan îl semnalase în Press One. Așa. E foarte complicat. Hai să explicăm oamenilor că, în primul rând, că genul ăsta de abordare interesează pe foarte puțin, de obicei, pe ziariști. Asta, Comis Report, este gestionată de jurnaliste de investigații. Da, este un newsletter. Codruța Simina, care a fost și ea la Press One, nu mai este. La Press One, un ziar susținut de un american foarte dubios, milionar, care are și afaceri imobiliare în Cluj. Și acolo este o haită, na, cum este și la ONG-uri. Sunt ONG-uri de stânga, ONG-uri de dreapta, rezistacii nu se iubesc chiar între ei foarte tare, dar nici ziariștii nu se iubesc să fim. Și ziarista Cotea Simina acuză că, vezi, doamne, cineva din stafful lui Bode ar fi încercat să o atace pe Emilia Șercan. Este, investigația lor duce la o agenție din București care ar fi apropiată de PNL. Facebook-ul, deci a fost atacată, avem da, atacată. Acea, m-a atacat. A fost atacată pe Facebook. Nu, n-a fost atacată pe Facebook. Și cum a fost atacată, zice Codruța Simina, odată prin faptul că a fost prezentată reclamă, s-a făcut reclamă la o postare care îl disculpă pe Lucian Bode, deci nu văd un atac aici, decât maxim un mecanism de comunicare, de protejare sau de apărare a lui Bode. Și doi, a fost atacată doamna Emilia Șercan, despre care s-au propagat, s-a făcut reclamă la un articol care spune, și aici mă interesează, că doamna Emilia Șercan, marea zeiță a plagiatelor, a făcut facultatea la, la distanță, la plic. Și mai mult, licența domniei sale nu poate fi consultată. Nu poate, deci, marea zeiță a plagiatului, doamna Emilia Șercan, despre care se face vorbire în acest articol, pe care oamenii nu dau doi bani, a fost dată în vileag de Denise Rifai, și anume că a făcut facultatea la Sibiu, la distanță, da? Pentru pretențiile academice, cam câh, sincer. Așa? Și mai mult, nu-i găsim lucrarea de licență. Că și aș vrea să o consult, și alți ziariști, așa cum ea caută lucrări de licență ale politicienilor. Și noi am fi curios să vedem lucrarea de licență a doamnei, cum o cheamă, Emilia Șercan. Păi da, măi, dar ei susțin aici în newsletterul ăsta că, hai de mine, cineva a plătit, este o cultă care a băgat bani în Facebook. Este dreptul, în America, în Franța, este dreptul unui politician să se apere cum consideră. Unii se pot apăra, nu știu, aducând contradovezi, argumente care să susțină că ziaristul minte. Alții se pot apăra folosind Black PR, agenții de comunicare care sădesc în mințile electoratului îndoiala sau chiar manipularea sau chiar fake news-ul. Dar este dreptul lui Bode, bă, să facă ce vrea. Și dreptul Codruței Simina este să remarce că a folosit o agenție de PR care să-l susțină. Dar, nene, de aici să-mi spui că Emilia Șercan a fost atăcată pentru că staful lui Bode a ales să propage, să facă cunoscut opinie publică ce că și Șercan are niște semne de întrebare pe lucrarea de licență, deja mi se pare prea mult. Adică asta aș vrea să vedem, de aia am și zis să alegem subiectul ăsta să-l dezbatem. Oamenii nu sunt atât de rafinați să se gândească în stilul ăsta, în felul ăsta, la un subiect de genul ăsta care este... Și oamenii sunt foarte radicalizați, adică dacă un... Cum ce-a făcut branding-ul doamna Șercan, este regina dreptății și spaima doctoratelor. Oamenii nu acceptă și perspectiva că s-ar putea să aibă și ea niște bube. Oamenii s-au radicalizat atât de mult, în special din cauza. Nu te poți atinge de o zeitate. Dar de ce? Da. Tot timpul să vă întrebați de ce? De ce nu Cum zic eu mereu, dar să știți că și prințesele fac pârțuri. Asta este. Doamna Șercan,
care cu mare ambiție și cu mult curaj a dat, a dezvoluit plagiate enorme, bă, trebuie să vină să-și arate lucrarea de licență. Și gata. Bă, deci, ce-i așa șmecherie? De ce ți-o ascunzi? Cât de greu poate fi? Nu poate cât de greu poate fi? Că le pretine politicienilor același lucru. Da, exact. Mulțumesc pentru convorbirea de azi, Răzvan. Dragii mei, urmăriți și alte dezbatere ale echipei NCN. Avem o altă emisiune foarte interesantă de urmărit. Victor Lungu, Daniel Ciu, Diana Chiseliță, Andrei Mareș. Avem noua generație de jurnaliști pe care NCN o crește și pe care vă rog să urmăriți și să-i oferiți puțină încredere. V-am pupat! Mulțumim tare mult, rămâneți pe NCN!